după aia, ne dă adică șah la tot. Sunt foarte sigur pe ce da, faci, așa că mă vedeți integru, am mâncat, păi nu mă faceți griji. Păi hai! Așa. De ce ne faci? O să fac o ciulama, așa ciula, cum gătești ciulama. Ciulama este un, de fapt, un sos, ciulama, un pui cu ciuperci, cu smântână. Eu ador sosurile cu smântână. Eu pe mine mă stric la tot. Da, mă, nu mănânc. Nu mănânc în seara asta, vă vezi. Bine, durează ceva, nu? Da, puțin. Fii atent la mâncare, că o să întreb okay eu pe Marcin niște lucruri care pe tine s-ar putea să nu... Atunci am decis să fiecare să ne susținem unul pe altul, să ne respectăm, să comunicăm, să mergem mai departe, să ne respectăm familiile care le avem. Adică să ne luăm așa cum suntem, fără să mai încercăm să aducem ceva în plus. Dar nu e definitivă chestia asta, nu? Adică poate mai încolo? Nu. Cine cred știe? Că poate mai încolo. Nu, deci este exclus. Nu, în capul meu s-a făcut un vid în ceea ce înseamnă căsătoria cu act. Mirela a zis că poate mai încolo, cine știe, așa a zis. Eu traduc ce a zis Marcel. Zic tot așa. Da. Eu zic tot așa. Da, 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 da. Gătește mai repede până să termine emisiunea, că poate o să auzi și ceva extraordinar pentru tine. Am înțeles. Nu știu, dar eu îmi dau toată silința acum. Dacă era mai încet, Lore, te rog, că nu se arde astea. Bă, nu, că imediat punem sosul. Imediat punem sosul. Îți dai seama, Dani, la bucătărie să gătească trei femei, femei în bucătărie, mai să stai strâng la el? Loredano, dacă vis? Stai așa peste aragaz... Marcele, uite, știu ce se întâmplă acolo. La mine n-ar fi problemă, că eu v-am zis, am încercat să fac o omletă în viața mea și am scăpat-o în galoși, nu stai că mi-a nefăcută, bineînțeles. La tine e o problemă, că... Sunt pretențios, sunt pretențios rău la mâncare. Eu am aș avea problema asta la condus. Da ce? La condus, adică să conducă mașina. Mașina, da. O femeie și eu să stau, mă, ăsta a fost un atac de panică joi noapte la. Mă, dar ce ai, mă, cu atacurile de panică? Vine noaptea. La. Nu, mă, n-a făcut, vorba bine. Foarte rău. Se conducă fermă. Dinamo am o echipă frumoasă. Bă, e frumos. Acum pentru un suporter, na, ce să zic. Cât ar fi de amărât săracii, sunt ai mei. Mergem înainte. Deci ce faceți acolo? Amestecat? Ciulama. N-am amestecăm, nu avem un tel, să ne descurcăm cu ce avem și cu la casă nouă, nu? Nu, am înțeles ce vă doriți să faceți. Ce faceți de fapt? Ce este? Ciulama de pui cu ciuperci. Și deasupra vom pune mărar, așteptăm să se lege puțin. Freacă-te și... cu mărar pe țân, cum a făcut Andreea Bălan. Apropo, Dane, că tot vorbeam, dar e ca o idee care a existat vreodată. Pentru că, în definitiv, soțul ei trebuia să ia atitudine și să spună stop până aici. Trebuie să... Dar ei n-au mai vorbit după treaba asta? A încercat Mirela să vorbească cu ei, dar... Nu, cu el, cu el. În da, tocmai cu el, că eu eram de față în mașină când încerca să vorbească cu el, să ia legătura cu el, să vadă copilul și nu îi răspunde la telefon. Dar într-un târziu și-au dat seama că e normal să fie așa, că un copil are nevoie și de mamă și de tată. Și că lucrurile trebuie să pună la punct. Și într-adevăr, acum e bine. Chiar acum 10 zile l-a văzut. Da, poate că ei au crezut că e și o chestie trecătoare, așa că... Nu, era un... Ce? Cred că a fost o nebunie. Cred că a fost, și un pic de gelozie, de frustrări, de un pic de ambiție prostească. Mă rog. Nu, că mă gândesc, poate s-au gândit și la chestia asta. Ducem Mirela acolo, nu știu ce, voi să aveți cum a venit o aventură și n-are rost. Până care să vezi, da. Chiar comuna primitivă. E, nu, relația, sat primitiva. Da. Drumul spre acolo ducea, spre comuna primitivă, că nu exista niciun pic de dialog. Totul, absolut niciun fel de totul dialog. Era o ceartă, o bută în cap. Da. Și, mă, nu chiar bută în cap. Lucru care vezi din punctul meu de vedere ca fiind extra acest da, da, da. Nu le înțelegem. Eu din afară nu înțelegeam lucrurile astea. Pentru hai să luăm puțină publicitate, să danseze fetele prin smântână și revenim... Ce m-ați terminat? Vreau să mă duc dansez acum, Dane, de foame dansez. De foame, dansează, ia-te-ne. Bagă!